Citim un pasaj care în această dimineață ne va sluji ca și învățătură. Îl găsim în Matei, capitolul 3. Citim de la versetul 13 și concludem în versetul 17. Matei, capitolul 3, pagina în traducerea Cornilescu 935. Un cuvânt al lui Dumnezeu care vorbește și spune în felul următor. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit din apă și în clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Vă rog, respectuos, să ocupați locurile. Stimați frați și surori, stimați prieteni, stimați candidați, în dimineața aceasta, așa cum deja spuneam și s-a spus în dimineața aceasta, este un har deosebit să putem să fim toți împreună la închinare și este un har deosebit să putem să fim în formula aceasta în care suntem și noi martori alături de cerul care în această dimineață privește spre locul acesta și martori alături de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care deja este prezent în locul acesta, la ceea ce cei 11 candidați vor mărturisi în apa botezului. Și pentru că vreau să intru în subiectul nostru din dimineața aceasta, aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și în dimineața aceasta să învățăm de fapt ce este botezul. Pentru că, cum spunea și fratele păstor Adi, pe care mă bucur să-l văd, fratele păstor Mariu și echipa de aici de la Lumina, prieteni apropiați și colaboratori în lucrarea lui Dumnezeu, în dimineața aceasta, faptul că unii dintre noastre s-ar putea să fiți pentru prima oară în locul acesta, la invitația unor, poate dintre cei care sunt candidați, sau la invitația unor dragi apropiați ai dumneavoastră, probabil că în mințele dumneavoastră se creionează multe idei și multe lucruri și probabil că poate să existe puțină confuzie cu ceea ce se întâmplă, pentru că în funcție de biserica din care provii și unde ai crescut, mintea noastră poate să fie amprentată și să gândim anumite lucruri care să nu știm exact care oare este adevărul sau realitatea lucrurilor. În această dimineață ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și spune cuvântul lui Dumnezeu că ce la un moment dat, pe când Mântuitorul Iisus Hristos avea undeva vârsta de 30 de ani, el a fost acela care s-a dus din Galileea la Iordan, așa cum am citit, parcurgând aproximativ undeva la 96 de kilometri distanță pe care a parcurs-o pe jos, tocmai cu scopul să ajungă la Ioan, acolo unde Ioan boteza. Și Biblia ne vorbește că în momentul în care Ioan Botezătorul vede pe Domnul Iisus Hristos, el care știa că Mântuitorul Iisus Hristos este Iesua, așteptatul pe care poporul evreu îl aștepta, spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat căuta să-l oprească pe Domnul Iisus Hristos, tocmai datorită faptului că Mântuitorul Iisus Hristos, fiind Dumnezeu 100% și om 100%, nu avea nevoie de botez. Dar Domnul Iisus Hristos face afirmația aceasta în care vine și le vorbește și spune în felul următor, lasă acum că trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit. De aceea în dimineața aceasta ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vom învăța câteva adevăruri pe care Sfânta Scriptură le relatează, adevăruri pe care poate unii dintre noastre nu le-ați cunoscut sau le-ați cunoscut într-o anumită măsură. De aceea primul lucru care vreau să-l subliniez în această dimineață, să fie clar în mințile noastre, ceea ce botezul este, nu este un contract, ci botezul este un legământ. Un legământ pe care Dumnezeu nu face altceva decât ne cheamă pe fiecare dintre noi să intrăm în legământul acesta. Dumnezeu este acela care a pregătit contextul acesta, mediul înconjurător, și Dumnezeu este acela care a pregătit pentru noi ca fiecare dintre noi să putem să intrăm în acest context și în contextul acesta despre care Sfânta Scriptură vorbește că este împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care ne cheamă să facem un legământ cu El.
Vedeți, foarte mulți dintre noi suntem confuși. Credem că în momentul în care cineva intră în apa botezului, acela este momentul în care trece de la o religie la alta. În această dimineață, stimați prieteni, nu este vorba despre religie, pentru că fiecare dintre noi știm că religia nu mântuiește pe nimeni. Este vorba de relația care s-a născut în inima fiecăruia dintre ei, în urma întâlnirii lor cu Hristos, și fiecare dintre ei n-au făcut altceva decât au ales să împlinească ceea ce Sfânta Scriptură ne vorbește. Aduceți-vă aminte că la un moment dat Mântuitorul Iisus Hristos spunea în Marcu capitolul 16, versetul 16, cine crede și se botează va fi mântuit, cine nu va fi osândit. În această dimineață nu intră în apa botezului ca să fie mântuiți, ci tocmai datorită faptului că au primit deja mântuirea lui Dumnezeu, fiecare dintre ei aleg să intre în apa botezului, mărturisindu-L pe Hristos ca Domn și ca stăpân a vieților lor. Este foarte simplistică această ideologie, însă pentru foarte mulți dintre noi este foarte complicat, tocmai datorită lucrurilor care de-a lungul vremii ne-a printat modul de gândire, și lucrul acesta ne face ca să avem o părere diferită despre ceea ce de fapt noi ar trebui să facem. Ei, Mântuitorul Iisus Hristos este acela care tratează această lucrare cu foarte mare seriozitate. Ceea ce noi înțelegem că în momentul în care noi îl primim pe Hristos ca Domn și ca Mântuitor, fiecare dintre noi, următorul pas trebuie să fie acesta. Pentru că în Scriptură nu există noțiunea de creștin care să-L fi primit pe Hristos ca Domn și ca Mântuitor, atenție, la vârsta maturității, și să nu fi urmat pașii care trebuie să fie urmați, adică să ajungă în apa botezului. De aceea, în generația noastră, știu că există foarte mare confuzie cu privire la lucrul acesta, dar pentru noi este vital de important să înțelegem pașii aceștia care trebuie să-i parcurgem fiecare dintre noi dacă ne dorim să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Nu este o învățătură a unor oameni, nu este o chestiune culturală, nu este un lucru care noi l-am dobândit datorită tradiției, ci Sfânta Scriptură ne învață lucrul acesta. Aduceți-vă aminte că în Faptele Apostolului, capitolul 2, spune cuvântul lui Dumnezeu, pe când Sfântul Petru predica cuvântul lui Dumnezeu, la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu a străpuns inimile celor care ascultau cuvântul lui Dumnezeu, și oamenii aceia au venit la Petru și la ceilalți apostoli și au spus, fraților, ce să facem? Și Sfântul Petru le-a spus în felul următor, pocăiți-vă, le-a zis Petru, versetul 37, și fiecare dintre voi să fie botezați în numele lui Iisus spre iertarea păcatelor voastre. Oamenii aceia, în momentul în care au auzit Evanghelia, n-au mai mers acasă să-și întrebe părinții, să-și întrebe pe mama, pe tata, soțul, soția, să-și întrebe pe cei dragi, să ceară permisiunea lor să fie botezat. Ci Biblia ne vorbește că în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-a adăugat undeva la 3.000 de suflete, pentru că oamenii aceia au fost convinși că aceasta este felul, pașii pe care ei trebuie să-i urmeze. De aceea, în această dimineață, asistăm la momentul acesta în care oamenii aceștia vor intra în legământ cu Dumnezeu care a creat cer și pământul. Vei spune cât de important este lucrul acesta. Este vital de important. Pentru că în momentul în care intrăm în legământ cu Dumnezeu care a creat cer și pământul, acest Dumnezeu este gata să lucreze nu doar în dreptul vostru, ci în dreptul fiecăruia dintre noi în momentul în care El devine Domnul și Mântuitorul nostru. Niciunul dintre noi nu putem să avem un Hristos ascuns. Un Hristos care este camuflat în viețile noastre, în spatele religiei, în spatele tradițiilor, în spatele ambițiilor personale și așa mai departe. Ci fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că aceasta este mărturia unui cuget curat. Sfântul Petru spunea la un moment dat despre lucrul acesta, că de fapt în momentul în care ne botezăm nu este o curățire de întinăciunile trupești. Apostolul Petru vine și vorbește și spune în felul următor, în 1 Petru capitolul 3, versetul 21, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, adică nu este un eveniment care denotă faptul că în momentul când intri în apa botezului vei fi botezat. Te rog frumos, ajută-mă cu texturile care o să le citesc, bine? Mulțumesc. Ci spune în felul următor, care nu este o curăție de întinăciunea trupească, ci o mărturie a unui cuget curat. Ei mărturisesc în această dimineață în fața dumneavoastră, în fața cerului și a pământului, faptul că ei sunt aceia care începând din ziua de astăzi vor urma pe Domnul Iisus Hristos și vor face lucruri pe care Dumnezeu le cere. Un al doilea lucru ce se întâmplă în momentul în care intrăm în legământ și ce se întâmplă în momentul în care intrați în apa botezului, Biblia ne vorbește că Mântuitorul Iisus Hristos în versetul 16 spune, de îndată ce a fost botezat Iisus și a ieșit afară din apă, în momentul acela, în clipa aceea, cerurile s-au deschis.
Vedeți, pentru foarte mulți dintre noi, rugăciunile noastre parcă ajung până la cer, până la tavan. Și uneori ni se pare că rugăciunile noastre sunt de plumb. Mă iertați, cerul este de plumb deasupra rugăciunilor noastre. Și uneori parcă ne rugăm și unii dintre noi am renunțat să ne mai rugăm tocmai datorită faptului că parcă simțim că nu ajung rugăciunile noastre la tronul de îndurare a lui Dumnezeu. Biblia vine și ne vorbește și spune în felul următor. În Isaia capitolul 59, la un moment dat Isaia spunea în felul următor, căci mâna lui Dumnezeu nu este prea scurtă, urechea lui Dumnezeu nu este prea tare să asculte, ci păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și îl împiedică să-l asculte. Dar în momentul în care nu facem altceva decât îl mărturisim pe Domnul Iisus Hristos în apa botezului, Biblia vine și ne vorbește că acela este momentul în care cerurile se deschid deasupra noastră. Adică Dumnezeu este acela care ne dă trecere fiecăruia dintre noi prin Domnul Iisus Hristos direct la tronul de îndurare a lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este fantastic de important pentru noi. Pentru că fiecare dintre noi, într-o anumită măsură, suntem dependenți de Dumnezeu. Mi-aș dori și Dumnezeu își dorește ca fiecare dintre noi să fim 100% dependenți de Dumnezeu, așa cum și voi, din proiectul ăsta pe care l-ați inițiat și care Dumnezeu vi l-a pus în inimă. Dependența voastră de oameni este micuță față de dependența de Dumnezeu. Și noi credem într-un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu care are toate resursele și un Dumnezeu care știe să vorbească cât într-un fel, cât în altul și El va străpunge inimile celor care vor participa la această lucrare deosebit de frumoasă. Dar vedeți, când este vorba ca Dumnezeu să ne asculte dorințele și cererile noastre și rugăciunile, noi trebuie să avem convingerea noastră să fie 100% că Dumnezeu este acela care poate să facă lucrul acesta. Biblia ne vorbește că Dumnezeu este acela care ascultă rugăciunile, de aceea toți oamenii vor veni la Dumnezeu. Dar frumusețea faptului că pentru copiii lui Dumnezeu cerul este deschis, este extraordinar lucrul acesta. Vedeți, în momentul în care un vecin de al dumneavoastră, un copil al vecinului dumneavoastră, apelează la dumneavoastră cu o chestie, în măsura în care puteți să ajutați pe copilul acela, o veți face. Dar când fiul vostru sau fiica voastră vine la dumneavoastră și știe că mami și tati are capacitatea și puterea să facă un lucru, imaginați-vă că în momentul acela veți face orice pentru copilul dumneavoastră. La fel este cu legământul. Când intrăm în legământ, noi devenim proprietatea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este acela care nu face altceva decât ne spune că de fiecare dată cerul este deschis pentru noi și ori de câte ori noi, ca și copii al lui Dumnezeu, ne rugăm, rugăciunile noastre nu sunt până la ta. Și nu sunt deasupra capului nostru un cer de plumb, ci Biblia ne vorbește că Dumnezeu este acela care ascultă rugăciunea, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi am avut experiența aceasta, în care Dumnezeu uneori ne-a ascultat rugăciunea cu repeziciune și am fost și noi surprinși de repeziciunea cu care Dumnezeu ne-a trimis răspuns la rugăciunile noastre. Altă dată, realitatea este că Dumnezeu vrea să vadă cât de mult perseverăm în rugăciune și cât de mult ne dorim ca El să lucreze în dreptul nostru, însă frumusețea este că cerurile când sunt deschise pentru noi, Dumnezeu este acela care totdeauna ascultă rugăciunile noastre și Dumnezeu este acela care totdeauna este gata să-și facă numele de slavă în dreptul nostru. De aceea să nu ezitați niciodată să vă rugați înaintea lui Dumnezeu, să nu ezitați niciodată să veniți cu îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, să nu ezitați niciodată să aveți încrederea deplină că în orice circunstanță a vieții, în orice moment critic sau mai puțin critic, în momentele poate de glorie, în momentele de biruință, dar și în momentele de slăbiciune, Dumnezeu care a creat cerul și pământul este acela care va fi cu voi în toate zilele, binecuvântat să fie numele Său. Copiii lui Dumnezeu sunt aceia care vin înaintea lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Copiii lui Dumnezeu sunt aceia care în urma relației care se naște în viața lor, ei sunt aceia care totdeauna sunt gata să stea la dispoziția lui Dumnezeu, rugându-se, pentru că Dumnezeu este acela care a deschis cerul pentru noi. Și ori de câte ori venim înaintea Lui, venim cu îndrăzneală. De aceea ca și biserică am învățat să ne rugăm. De aceea ca și indivizi care ne numim copiii lui Dumnezeu am învățat să ne rugăm și ne rugăm pentru că știm că Dumnezeu este acela care ascultă rugăciunea. Și o întrebare așa retorică pentru noi. Câți dintre noastră, cel puțin odată în viața noastră, ați avut rugăciunile ascultate? Vă rog să ridicați o mână sus, să vadă și cei din jurul noastră. Toată lumea aproape, cu excepție la 2-3 care s-a adormit în dimineața asta. Care nu au auzit întrebarea.
Dar restul, cam toată lumea am avut rugăciunile ascultate cel puțin măcar o dată în viață, dacă nu în fiecare zi. Și cred că pentru noi cam în fiecare zi. De aceea pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu este vital de important să înțelegem că momentele în care ne rugăm, chiar dacă uneori nu simțim că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea, chiar dacă uneori poate simțim că rugăciunile noastre sunt doar așa, dar fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu este acela care ascultă rugăciunea. Și un al treilea lucru și un ultim pentru noi toți în această dimineață, și se mai întâmplă, nu doar că este un legământ în care intrați, și nu este un legământ cu un cult, nu este un legământ cu o religie, nu este un legământ cu un om, ci este un legământ în care intrați inițiat de Dumnezeu și faceți legământ în această dimineață cu Dumnezeu care a creat cerul și pământul. Nu doar că în momentul în care intrați în apa botezului și ieșiți de acolo, cerurile sunt deschise peste voi, însă Biblia vine și ne vorbește că se mai întâmplă un lucru. Dumnezeu este acela care își găsește plăcerea în această lucrare și Dumnezeu este acela care ne oferă absolut totul, binecuvântat să fie numele Său. Uitați-vă ce spune în versetul 17, cuvântul lui Dumnezeu. Și versetul 17, și din cerul s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Dumnezeu este acela care își găsește plăcerea în cei care încheie legământ cu Dumnezeu și aceia care își păstrează acest legământ până la capăt, oamenii care nu fac altceva decât trăiesc pentru Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu este acela care ne oferă absolut tot. Nu avem lipsă de absolut niciun lucru în momentul în care facem parte din împărăția lui Dumnezeu. Deși foarte mulți dintre noi, prin comportamentul nostru, prin atitudinea noastră, nu facem altceva decât uneori facem să se înțeleagă greșit lucrul acesta, că noi ducem lipsă. Unii dintre noi suntem abătuți, unii dintre noi ne stresăm degeaba, unii dintre noi ne îngrijorăm degeaba, unii dintre noi încercăm noi să facem lucruri și să controlăm noi lucrurile fără să ne dăm seama că de fapt Dumnezeu este acela care în momentul în care devenim copiii Săi, El este acela care pune totul la dispoziția noastră pe lângă jertfa lui Iisus Hristos, care ne iartă și ne spală și ne curățește și ne ajută ca totdeauna să trăim pentru Dumnezeu. Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt ne dă capacitatea și puterea ca în fiecare zi să putem să trăim pentru El și în fiecare zi să beneficiem de harul lui Dumnezeu. În fiecare zi să putem să beneficiem de resursele spirituale ale lui Dumnezeu pe care doar Dumnezeu poate să le ofere unui om. Dar frumusețea faptului că devenim copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu este acela care pune noi certitudinea faptului că El este acela care ne dă fiecare dintre noi moștenirea cerului și suntem niște moștenitori ai cerului. De aceea copiii lui Dumnezeu, sau cum spunem noi pocăiții, sunt oameni care au învățat de la Dumnezeu cum să dăruiască. De aceea noi ca și oameni știm să dăruim. Mi-aduc aminte că la un moment dat vine primarul de la noi din Orșova, mi-este și prieten, zice: mă, Dariu, zice, diferența dintre voi și alte confesiuni este colosală. Adică voi care sunteți o biserică modestă, știți să ajutați absolut pe toți oamenii și știți să simțiți cu absolut tot. Și în momentul în care este o nevoie, asimilați nevoia aceea și începeți să faceți lucruri extraordinare. Din nefericire nu văd tot același lucru și în alte confesiuni. Și a spus: mă, frate Marius, că așa îi spuneam, că soția lui este membră la noi în biserică și toată familia ei s-a întors la Dumnezeu. Și a zis: mă, frate Marius, noi am învățat lucrul acesta nu din propria noastră inițiativă, că din propria noastră inițiativă, fiecare dintre noi suntem foarte egocentrici. Fiecare dintre noi ne gândim numai la noi. Dar în momentul în care Dumnezeu pune noi Duhul Său cel Sfânt și în momentul în care Dumnezeu nouă ne dă împărăția Sa, noi ca și oameni, pentru noi nu este greu să scoatem 100.000 de euro, nu e greu să scoatem 1.000.000 de euro, pentru că noi știm că noi nu moștenim pământul. Împărăția noastră este în ceruri și noi cu cât mai mult mai bine facem aici, cu atâta mai mult o să avem în împărăția cerurilor, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar mântuirea este gratis. Dumnezeu ne oferă prin credința în Fiul Său. Dar ascultați-mă bine ce vă spun. Cei mai mulți dintre noi nu ne gândim la lumea viitoare. Nu ne gândim că în momentul în care vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu fizic, acum o moștenim în inimile noastre și o trăim în fiecare zi. În momentul când ajungem în împărăția lui Dumnezeu, vom primi răsplătirile pe care Dumnezeu ni le va da în funcție de cum i-am slujit aici pe pământ. Acum fiecare dintre noi ați participat la o sumedenie de mormântare. Ați văzut că indiferent cât de bine a fost persoana respectivă care a trecut la cele veșnice, indiferent cât de multe posesiuni a avut, n-a dus nimica cu ea sau cu el. Indiferent cât de săracă a fost persoana respectivă, n-a dus absolut nimica cu el sau cu ea. De ce? Pentru că nu ducem nimica din lumea aceasta. Goi am venit și goi vom pleca în împărăția cerurilor. Dar atenție!
Este foarte important pentru noi câtă vreme stăm pe planeta Terra și Dumnezeu ne îngăduie pentru o perioadă foarte scurtă. Fiecare dintre noi să înțelegem că Dumnezeu este acela care ne oferă și ne-a oferit împărăția. Și pentru a păstra împărăția lui Dumnezeu în inimile noastre, fiecare dintre noi trebuie să dăm absolut totul, pentru că într-o zi nu suntem veșnici pe pământul acesta, ci veșnicia ne vom petrece cu Dumnezeu sau fără de Dumnezeu, în funcție de cum ne-am pecetuit destinul nostru veșnic câtă vreme am trăit pe planeta Terra. De aceea este vital pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu să cultivăm în mințile noastre gândul acesta. Dumnezeu este acela care ne-a oferit împărăția. Haideți și noi la rândul nostru să facem orice lucru care trebuie să-l facem doar de dragul faptului să ținem această împărăție în inimile noastre și când vom ajunge în împărăția cerurilor, să putem să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit acolo. Și închei cu o ilustrație pe care am auzit-o de la un prieten de-al meu din Statele Unite. Înainte să ne mutăm din Statele Unite în România, el ne-a vizitat biserica unde slujeam și ne-a spus o întâmplare care vreau să o împărtășesc cu noastră. La un moment dat spunea prietenul meu Harold că avea un prieten, Henry de fapt e numele prietenului meu, dar el avea un prieten cu numele Harold. Și omul acesta la un moment dat era în căutarea unei case, să-și cumpere o casă pentru el și pentru familia lui. Și pentru că nu avea suficienți bani, căuta o casă care să poată să o aranjeze, să o remodeleze și să se poată muta. Și la un moment dat, fiind cu agentul lui imobiliar pe străzile din Florida, la un moment dat a văzut o casă care era cu OSB-uri în geamuri, în uși, o casă care nu arăta prea mult și care nu îi atrăgea privirile nimănui. Și zice, auzi, ce-i cu casa asta? La care agentul imobiliar zice, măi, o casă de vreo 300 și ceva de zile pe market, nu e așa de bună, trebuie să faci foarte mult. La care el, foarte curios, parcă ceva l-atrăgea înspre casa asta, zice, auzi, lasă-mă să mă duc să o văd totuși. La care agentul zice, măi, n-are rost să te uiți la ea, că e foarte, să lucrezi foarte mult la ea. La care, de curiozitate, Henry merge până înăuntru să vadă, îi deschide de fapt lacătul acela de pe ușă, intră la partier, merge la etajul 1, merge în pod și prin din curiozitate, erau mai multe lucruri care erau acolo în pod și printre altele au văzut o mobilă din aia foarte veche. De curiozitate merge și deschide acele sertare care erau la mobila respectivă și dă niște hârtii pe acolo o parte și la un moment dat ceva atrage atenția. Și când ia de acolo un dosar, se uită puțin, îl răsfoiește, îl pune înapoi acolo, pune înapoi niște hârtii peste el, aruncă praf peste el acolo și merge jos la agentul lui și zice, vreau să cumpăr casa. Ăsta s-a uitat la el, mă zice, dar cum să cumpăr casa? Că tu vezi că nu oferă prea multe. La care zice, vreau să cumpăr casa. Agentul bucuros într-o anumită măsură, că mai vin eu casă și mai face un profit, dar merge la soția lui și acum trebuia să o convingă și pe ea că să poată să cumpere casa. Ei spune, auzi, am găsit casa visurilor noastre, trebuie să mergem să o cumpărăm. Soția foarte entuziasmată s-o gândi că o să aibă o bucătărie extraordinară și o baie deosebită, că simați bărbați, cam astea le trebuie soțiilor în primul rând acasă, să aibă confortul acela necesar. Când o mers și o văzut casa, zice, să nu spui că asta e casa. La care el zice, asta e casa. Eu zice, nu, nici să nu te gândești. La care zice, asta e casa care trebuie să o cumpărăm. Soțul ei foarte frustrat, soția ei, lui foarte frustrată, zice, mă, cum să cumpărăm casa asta? Tu îți dai seama câți bani mai trebuie să băgăm? Ea zice, trebuie să cumpărăm, nu pot să spun, dar trebuie să cumpărăm casa aceasta. La care soția zice, hai măcar să văd, una bucătărie, ce bucătărie, vă dați seama, pereții sparți, nu tu, instalație sanitară, nu nimica, era o casă care trebuia să fie remodelată. Foarte supărat zice, nu putem cumpăra casa. La care el insistă, trebuie să cumpărăm casa. Când o văzut că n-are cu cine, zice, cu ce o cumperi, că n-ai suficienți bani. Nicio problemă, zice, vinde mașina ta, vindem și mașina mea și cumpărăm casa. Atunci mai, vă dați seama, turbodiesel pe benzină, nevastă sau zice, mă, zice, dacă vrei să mânci orbă părgălită, nu cumperi nicio casă. La care el insista și mai puternic și mai puternic. La care când o văzut că nu mai are cu cine să vorbească, soția zice, fă ce vrei. El nu-i spusese nici ei, nici agentului imobiliar ce-o găsit acolo în cabinet. Acum nici voi nu știți. Vă dați seama. Și o cumpăra casa după 30 de zile când s-a finalizat oferta și absolut tot și a intrat în posesiunea actelor. Nici nu l-a interesat pe Harold de casă. Ce direct o mers în podul respectiv. O deschis sertarul și o scos de acolo dosarul care l-a văzut doar el și nimeni nu știa de el. Și a ajuns unul dintre miliardarii Americii, pentru că acolo erau câteva sute de acțiuni la fabrica Coca-Cola din America. Nu a știut absolut nimeni lucrul ăsta, dar el a știut.
Biblia vine și ne vorbește că în momentul în care îl prinzi pe Hristos și îl găsești pe Domnul Iisus Hristos, El este un mărgăritar care trebuie păstrat în inimile noastre și El este cel mai de preț, mai prețios decât miliardele de euro și de dolari și de orice lucru, este Domnul Iisus Hristos. Mântuitorul Iisus Hristos spunea, cine mă are pe mine are viața, cine nu mă are pe mine, chiar dacă ar avea toate lucrurile, nu are absolut nimica. În dimineața aceasta ar trebui să fiți cei mai mândri că voi îl aveți pe Iisus Hristos. Chiar dacă societatea postmodernistă în care noi trăim, chiar dacă oamenii din jurul vostru, poate chiar familie, nu vă vor înțelege și vă vor trata cu indiferență și uneori poate chiar vă vor condamna de actul acesta pe care îl faceți, să nu uitați niciodată că voi împreună cu Hristos faceți majoritatea. Și dacă Hristos este acela care domnește în inimile voastre, indiferent ce zic oamenii, indiferent ce se întâmplă cu voi, voi sunteți ceea care totdeauna trebuie să demonstrați, că nu doar că ați intrat în legământ cu Dumnezeul cerului și al pământului, dar cerul este un cer deschis pentru voi și nu numai atâta. Aveți împărăția lui Dumnezeu care trăiește în inimile voastre și Hristos este acela care în mod continuu și activ va lucra în dreptul vostru. Pentru noi, stimată biserică, nu ne rămâne altceva decât să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să-i întărească și Dumnezeu să lucreze și în viețile lor și în viețile noastre, iar cei care în această dimineață sunteți destul de hotărâți cu privire la ceea ce ei fac, aș vrea să vă încurajez și să nu dați înapoi. Actul acesta este vital de important pentru fiecare dintre noi și pentru fiecare dintre noastre. Nu lăsați pe diavolul să vă mintă, să vă spună că încă nu-i momentul, că mai trebuie să mai amânați, că ce se întâmplă, cum se întâmplă. Dimineața aceasta s-a învățat și am învățat fiecare din noi ce se întâmplă. Intrați în legământ cu Dumnezeu care a creat cerul și pământul, așa că nu mai amânați până peste un an, până peste 6 luni, că s-ar putea să mai prindeți un an sau 6 luni. Și Biblia ne vorbește că în momentul în care auzi astăzi trebuie să-ți iei hotărârea cea mai bună și cea mai deosebită. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă întărească și în continuare Dumnezeu să ne ajute să facem voia Lui. Amin.